Bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Dani Dărvășan și mă bucur foarte mult că în această seară ați ales să fiți alături de noi. În această seară să vorbim despre umorul adolescenților și cu mine se află o tânără foarte talentată, drăguță și de treabă, Denisa Dinu, care e blogger și vlogger. Bună seara, Denisa! Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat să revii la noi în emisiune. Cu siguranță, bună! Și mă bucur să te revăd. Bine te-am regăsit! Ce faci, cum ești? Cum a fost ziua ta? Măi, sunt foarte bine. Am avut o zi lungă la facultate, dar totul bine și frumos. Ai zis acum de facultate, ții minte că tu ai mai fost la noi în vară și te pregăteai... Da, în vară am fost, în vară. Te pregăteai atunci să dai bacalaureatul. Mm-hmm. Cum a fost? A fost Măi, greu? A fost... Nu. Știu că erai plină de speranțe înainte. Da, deci a fost chiar foarte bine. La concluzia asta am ajuns, m-am stresat degeaba. Am luat note foarte bune, sunt mulțumită. Chiar a fost... Totul bine. Nu mă așteptam, sincer, să... Să fie așa ușor? Să fie... Nu neapărat. Consider că ți se pare ușor doar atunci când înveți. Și eu, cum am învățat, mi s-a părut ușor. Dar mi se pare că am avut prea multe emoții pentru... Oricum ni se bagă chestia asta din cap din clasa noua când ajung la liceu. Ah, oh, vine bacul, vine bacul. Da, adică crezi așa că e un big deal, dar de fapt e chiar ok. Deci nu... Să nu-ți faci probleme. Că deci n-o dacă să... învățăm un nou, mai am un an. Mai ai timp de relaxare. O să învăț, da. A fost chiar bine. Deci dacă înveți, e ușor, nu? Da, trebuie să înveți din timpul anului, să nu te aglomerezi, pentru că e destul de multă materie și... Perfect. O să țin minte sfaturile tale și sper că și ceilalți care se uită la noi o să înveți ceva de la tine. La ce facultate ai intrat? Știu că tu nu ești din București. De unde ești și cum de-ai ajuns aici? Păi știi că sunt din Ploiești. Știu că sunt. Și m-am pregătit pentru medicină și nu am intrat la medicină. Și am rămas la Universitatea Titu Maiorescu, la Facultatea de Drept. Wow. Înainte să dau la medicină, spuneam că o să mă pregătesc pentru a intra la drept la universitate, dar cum eu între timp am decis pentru medicină și nu am intrat, automat a trebuit să mă duc unde sunt locuri în toamnă, libere, ai locuri avut libere. Un plan și, backup. Da, și la Titu Maiorescu erau locuri libere, pentru că cum am vrut înainte să fac dreptul, nu a fost ceva nou, foarte nou pentru mine, ideea aceasta de a merge la drept. Și chiar e bine, îmi place foarte mult. Frumos, deci s-au aranjat toate lucrurile, acum e bine. Da, clar. Ți-a părut rău atunci, puțin, când ai intrat la medicină? Clar, adică primele zile nici nu știam ce o să fac cu viitorul meu. Adică asta a fost prima reacție. Și ajungi într-un punct în care chiar te gândești, măi, eu ce o să fac, știi? Dar Dumnezeu le aranjează pe toate ușor-ușor. Adică, practic, trebuie doar să te încrezi în Dumnezeu și totul o să fie super, super ok. La concluzia asta am ajuns. Ce frumos ai spus despre Dumnezeu și cum leagă El toate lucrurile astea. Da, să știi că m-am apropiat foarte mult de Dumnezeu în ultima perioadă, mai ales de când s-a întâmplat cu medicina și cu sesiunea și cu tot. Da, e super. Mă bucur mult. Cum ai menționat de sesiune? Cum a fost prima sesiune? Mai prima sesiune, cum să spun? Puțină depresie? Da, oarecum. Deci cum se spune, ești... Prima sesiune nu se uită niciodată. La mine a fost în sens pozitiv, pentru că am reușit să iau note foarte bune. Și cum spuneam, în sesiune am reușit să mă apropii mai mult de Dumnezeu. Poate pentru unii sună banal, dar... Cum ai reușit să te apropii de El? Știi cum e când spui toată încrederea în tine, dar de fapt uiți... Și ar trebui, de fapt, să spui toată încrederea Dumnezeu. Mă temeam, învățam și aveam impresia că nu mai știu nimic și că o să fie nasol și că o să am restanță. Și învățam, speram să iau un 7, un 8 și luam 10. Adică, știi, lucrează Dumnezeu acolo unde știe El că trebuie și a fost foarte bine și chiar am rămas uimită cum ce putere are Dumnezeu asupra lucrurilor la care, de fapt, nu credem că El o să ajungă vreodată. Foarte frumos. Vrei să ne spui parcursul tău de acum? Știu că ne-ai mai spus și data trecută, dar a trecut mult timp. Când ai început să faci tu videoclipuri? O să urmărim după ce ne spui primul videoclip de-al tău. Păi videoclipurile am început să le creez undeva în 2014. Da, 2014, în februarie, și acum țin minte. Am făcut 4 ani de când fac acest lucru, dar eu pot spune... Mulțumesc! Pot spune că undeva la 2 ani așa mai forte, știi? Mai, primii 2 ani au fost așa mai da, lejeri? Da, mai de joacă. Nu pot să spun că și acum mai este ceva mai serios, dar chiar îmi petrec mai mult timp să creez conținut pentru pagină. Te dedici mai mult? Da, vreau să am un content mai bun din toate punctele de vedere și automat asta necesită mai mult timp. Adică de vreo 2 ani, ușor, ușor, am început să iau mai serios lucrurile.
Felicitări! Mulțumesc! Haideți să vedem unul dintre videoclipurile tale mai recente, pentru că le-am ales pe acestea care clar, le-ai pus da, de curând. Că le-am văzut pe celelalte. Haideți să urmărim. Este timpul pentru o nouă poveste. M-am întâlnit astăzi cu Iubi la un restaurant. Am comandat prima oară ceva de băut și el îmi spune dintr-o dată: îți stă foarte bine cu rochia asta. Mă, și eu mă uit la el pentru că el nu mă complimentează de obicei. Ceea ce înseamnă că ceva s-a întâmplat. Și mă uit așa la el cu privirea aia, gen, să-ți dă una sau să nu-ți dă una? Și deja complimentul lui m-a pus pe gânduri. Poate s-a întâlnit cu una dintre admiratoarele lui de pe Facebook, alea care tot îi dau like-uri. Și stăteam și mă gândeam, mă, care dintre ele, că, na, sunt multe. Și el le-a luat prin eliminare, alea surâte, Corina, rămâne Corina. Și îl întreb pe față, așa, ca un om adevărat, mă, tu te-ai întâlnit cu Corina și nu-mi spui. Și el, ca disperatul, iubi, da, a fost din greșeală. Accidental ne-am întâlnit la metrou. Bă, uite-te la mine! O să mâncăm aici, terminăm de mâncat, mergem la shopping, îmi cumperi ce vreau eu și apoi ne despărțim, da? Ne despărțim! Se fini la comedii, tu ai înțeles, mă? Toaălă! Da. De unde ți-a venit ideea de... cu iubiții ăștia? A fost 14 februarie, poate de asta? Valentine's Day? Mai nu, adică cred că cel mai mult mă inspir... nu știu, din evenimentele petrecute în jurul meu, pentru că eu iubit nu am și desigur totul este un pamflet. Dar este și un strop de realitate pe acolo, pentru că gelozia în ziua de astăzi este un defect foarte mare în foarte multe relații, deși nu ar trebui să fie, dar na, eu încerc să... Facem mișto de chestia asta, să nu neapărat mișto, adică să-i zicem altfel. Să găsesc așa o parte mai amuzantă în orice situație, pentru că dacă am fi serioși toată viața, cred că ar deveni prea plictisitor, nu știu. Chiar ar fi foarte, foarte plictisitor. Da. Când l-ai filmat? Aseară. Aseară? Da, aseară. Chiar mami mi-a scris pe WhatsApp: Dini, deja ai postat un alt videoclip, pentru că am postat și unul acum două zile. Știi? Cred că o să-l vedem și pe ăla mai încolo. Da, am postat, dacă am avut ideea, pentru că... Na, dacă atunci am avut, am zis că de ce nu să-l postez ieri și așa a fost, da. Ți-a luat mult până l-ai făcut și l-ai pus? Nu, să știi că de obicei majoritatea videoclipurilor sunt puse din prima dublă, ca să spun așa, adică nu tot filmez, exact. Dar pe acesta l-am filmat de mai multe ori pentru că nu-mi plăcea cum uneam anumite cuvinte și nu-mi ieșea timpul, pentru că mereu încerc să le fac de un minut fix. Și cred că de vreo 3-4 ori am filmat și mi-a ieșit, dar mai mult de 10 minute nu cred. Foarte sunt tare. Unele care durează mai mult, ce-i drept, mai ales acum că o să încep și cu YouTube-ul. Cred că o să avem. Da. Ce vrei să începi pe YouTube? Măi, cum se spune, vlogging-ul, știi, na? Păi o să vorbesc pe diverse teme, adică o să fie un content diferit de... Ce ai făcut până acum? Ce am făcut până acum. O să semene într-o oarecare măsură cu cel de pe Facebook, dar o să dezbat teme mai largi. Întrebări cu care m-am confruntat de-a lungul timpului și nu am avut ocazia să le răspund persoanelor, pentru că este un răspuns destul de amplu și cel mai bine le spun într-un videoclip și cum mulți mă întreabă același lucru, am zis că de ce nu să încep asta cu YouTube-ul. Foarte tare, îți doresc succes și baftă! Doamne ajută! Sunt sigur că o să iasă bine. Și eu prezint asta. Cum se leagă facultatea de drept cu vlogging-ul și videoclipurile astea pe care vrei să le faci și blogging-ul, că ai început de curând, da, din câte știu. Da, am început. Să vorbim puțin mai încolo. Am început și blogging-ul. Păi, măi, sincer, aici este facultatea de drept și aici este pagina mea, știi, și așa. Adică două linii paralele, n-am nicio treabă. Dar consider că mă ajută pentru public speaking, vorbitul în public și nu am emoții, pentru că atunci când tu te înregistrezi cu un telefon sau cu o cameră sau cu orice, practic tu te adresezi unui public larg. Și tu ai ajuns să te adresezi unui public foarte larg. Exact, și te obișnuiești cu chestia asta în timp și ceea ce mă ajută la facultate este că eu chiar nu am emoții nici la ore, nici la cursuri, nici la seminarii, nu mi-este rușine să ridic mâna, nu mi-este rușine să vorbesc în public, devii un pic așa mai degajat din orice punct de vedere și... eu oricum nu sunt o fire rușinoasă, adică niciodată nu am fost, dar... Mă gândesc că dacă ai avut curaj să începi să faci videoclipurile astea... Da, aveam 15 ani când am început să fac nebunia asta. Și oricum, într-un anumit punct chiar te ajută și vorbitul, și mimica, și tot. Adică sunt puncte pe care le dezvolți și te ajută în sens pozitiv. De acum depinde tu cum le folosești. Mă gândesc că în 4 ani te-ai dezvoltat destul de mult. Da, mai ales la simți vorbit. Simți că ai crescut?
Am crescut, da, să știi. Adică am început să unesc, dacă pot spune așa, mai bine cuvintele și să vorbesc într-o cantitate medie. Adică să nu pun la un loc o grămadă de cuvinte care nu sunt necesare. Trebuie să vorbești simplu, ca omul să înțeleagă ce vrei să înțeleagă spui. Orice. Exact. Gen, într-un minut să înțeleagă o poveste de o oră, înțelegi? Uh-huh. Trebuie să spui totul pe scurt și să-ți alegi cuvintele. Și acest lucru m-a ajutat foarte mult, pentru că în timp am făcut o comparație, mă uitam la videoclipurile puse în prima lună. Erau praf. Adică eu atunci probabil le vedeam, wow, știi? Dar de fapt... Le-ai lăsat sau le-ai șters? Nu, le-am lăsat. Chiar le-am lăsat. Adică nu am nicio problemă, știi cum e. Niciodată să nu uiți de unde ai plecat. Cum să spun, am crescut cu pagina. Eram un copil și automat, probabil, aș fi crescut oricum din orice punct de vedere, pentru că m-am maturizat. A fost perioada pubertății în care m-am... Normal, pentru că tu ai făcut tot ceva, o chestie, ceva. Mulți dintre colegii tăi și, nu știu, poate prietenii tăi nu au făcut lucrul ăsta și pentru pe tine te-a ajutat. Da, exact. Da, total de acord. Exact. Și chiar mă bucur că am făcut acest lucru, pentru că la început, țin minte că aveam așa, mai să închid pagina, știu că de două ori chiar am închis-o, pentru că luam în seamă haterii, știi? Și, dar nu, mă ajută. Dar nu are treabă cu facultatea și oricum încerc întotdeauna să existe o balanță ca să nu-mi afecteze notele de la facultate și așa mai departe. Ai timp pentru toate? Măi, știi cum e? Timp ai și timp să-ți faci. Adică... Când vrei să faci ceva, chiar găsești. Există o prioritate. Uite, de foarte mult timp am spus că o să mă apuc de YouTube și de-abia săptămâna asta o să mă apuc. Adică ori în seara asta o să reușesc să postez un videoclip, ori duminică, luni. Cum se numește canalul tău? Tot Denis Ord? Da, tot Denis Ord. Da. Am zis să rămân cu numele ăsta. Da. Păi știi cum e, că numele ăsta devine un fel de brand și lumea te cunoaște cu numele acestea și doar la site mi-am păstrat numele personal. Și în rest am decis să rămână la fel. Și YouTube-ul necesită destul de mult timp. Nu l-a filmat, dar cel mai mult la editare. Pentru că este un videoclip mai lung și automat... Trebuie să ai lumini, microfon... Exact. Și cameră bună. Lucrurile astea necesită mai mult timp. Dar, cum să spun... Găsești tu... posibilitatea să faci ceea ce îți place. Îți place ceva foarte da, mult. Da, când era în sesiune, când era în sesiune posta mai rar pe pagină, pentru că în sesiune clar facultatea era pe primul loc, dar trebuie să fie o balanță, să nu exagerezi din niciun punct de vedere. Haide să mai vedem încă un videoclip de al tău clar. Și mai vorbim puțin după. Urmează o serie de povestiri foarte interesante. După ce am ieșit în oraș cu un băiat, mă sună și îmi spune: știi, astăzi m-am pierdut în ochii tăi. Dar ce boz, n-ai ajuns acasă, te-ai pierdut? Deschideți aplicația Waze dacă o ai pe telefon, ai auzit de ea? Un Google Maps, ceva? În urmă cu un an, unul mi-a scris: am ajuns la concluzia că tu ești fata visurilor mele. Iar eu i-am scris: ei bine, dacă nu mă lași în pace, o să devin coșmarul tău. Stați așa că ne-am terminat. Îți scriu un cocalar din ăla care se crede cel mai șmecher. Știi, cu tine îmi văd viitorul, cu tine aș dori să-mi construiesc viața. Ei bine, eu pe tine te văd doar în trecutul meu și mai bine să construiești o mașină și să pleci din viața mea. A, și să nu mai uităm de specimenul următor. Cu toții cunoaștem acel tip care îți scrie lună de lună pe Facebook: ce faci, ce faci, ce faci? Tu nu-i răspunzi, dar și în anul 2020 îl scrie: ce faci, ce faci? Apreciez perseverența. Dar mai mult apreciez și blocul. Clic dreapta bloc, adios muchachos. Clar, da. Videoclipul acesta l-ai filmat tot de curând. Știu că când le-am ales am dat așa scroll pe pagina ta și nu m-am dus foarte mult, că am văzut că ai câteva videoclipuri faine. Da, cred că săptămâna asta, dacă nu mă știu, este penultimul sau antepenultimul. Da. Acum le filmezi la București când ești aici la facultate? Da, 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 le filmez unde locuiesc, în apartament, și când mă duc acasă, filmez acasă, cum, unde sunt acolo filmez. Unde apuci. Unde apuc, exact. Ce v-ai vrut să transmiți prin videoclipul ăsta? Măi, sincer, este un fel de... o descurajare, să spun așa, pentru băieții care încearcă să abordeze fete... Să agațe domnișoarele. Da, cu niște tactici mai puțin simpatice. Și... Ce s-a întâmplat? Da, ăsta este chiar inspirat din realitate. Mă gândesc că tu, ca ai așa mulți urmăritori, ai și... Am și persoane, și persoane. Care scriu. Da, 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 da. Este chiar inspirat din realitate. Poate mai mult decât te-ai fi așteptat.
Când te-ai apucat tu de vine-uri sau cum Da, da. Vine-urile sunt undeva la 7 secunde. S-a pierdut acea noțiune pentru că s-a desființat aplicația Vine, unde videoclipul era de 7 secunde. Și acum, cum videoclipurile mele sunt de 1 minut, sunt doar niște simple videoclipuri. Am înțeles. Când te-ai apucat tu atunci, mai era cineva în România care făcea lucrurile astea? Tu de unde te-ai inspirat? Model? Model nu am, dar întotdeauna am urmărit persoane care creau un astfel de conținut din state. Lily Pons, cine mai este? Sunt un grup așa de... Da, exact. Sunt un grup destul de mare din state și sunt prieteni între ei, asta îmi place. Mm-hmm. Și Amanda Cerny, Anwar, sunt mai mulți. Și îmi plăcea faptul că ei erau prieteni și făceau videoclipuri și împreună, dar apoi fiecare era pe contul lui. Când am început eu, ideea e că eu am fost singura și cred că încă sunt. A fost la un moment dat încă cineva care a apărut, dar după s-a retras, nu mai știu numele, era tot o fată. Sunt singura care face content de școală, facultate, strict pe asta. Uh-huh. Eu acum... Crezi că de asta e rețeta succesului tău? Nu, să știi că nu. Adică, până la urmă, rețeta succesului cred că nu o știe nimeni și nici eu nu o știu, pentru că nu știu cum am crescut atât de repede, nu știu de ce mă place publicul, nu știu mult, înțelegi? Este ideea următoarea. Tu trebuie să faci ceea ce îți place și să pui suflet în ceea ce faci și să nu urmărești nimic din ceea ce faci. Adică eu nu am început pagina și să postez doar pentru a câștiga anumite lucruri sau faimă sau așa mai departe. Am început pentru că îl consideram un hobby și atâta tot. Dar mai sunt persoane automat în România care fac vlogging de poate mai bine de 5-6 ani. Și nu așa exemplu, mulți urmăritori că ți-ai spus. În domeniul meu nu cred, dar uite, vorbim de Tequila Videoblog, Bianca Adam, care este youtuberiță. Da, are 1 milion de abonați. Știu că pe ea o urmăream când eram și eu mică. Ea avea 14 ani, aveam vreo 12-13, ceva de genul, nu știu. Da. Ți-a făcut curaj într-un fel? Da, pentru că atunci când vezi pe cineva care este de o seamă cu tine sau aproape de aceeași vârstă, vezi că el are curajul și tu ai spune, măi, dar eu de ce nu aș avea, știi? Și atunci, ce gata, are ea și nu am eu. Exact, adică, na, totul. Dar, oricum, nu trebuie să privești totul ca pe o concurență, adică trebuie să crezi că tu ceea ce faci este frumos și lumea te urmărește. Adică niciodată nu am fost invidioasă pe cineva care are un număr mai mare decât mine sau mai mic decât mine și mamă, o să mă întreacă. Niciodată nu exista chestia asta. Chiar am avut un prieten care a făcut și el asta și la un moment dat avea mai multe like-uri decât mine, dar nimeni nu înțelege că de fapt în toată chestia asta nu există nicio concurență. De fapt se leagă o prietenie între două persoane care au același hobby, știi? Că împărțiți o grămadă de lucruri comune. Normal. Da. Deci ai zis și tu că nu prea face cineva videoclipuri din acestea în România. De ce crezi tu? Pe tema tu? Școlii nu cred. Deci eu, cel puțin când eram în liceu, făceam aproape numai despre școală. Mă gândesc 80%. Se întâmpla ceva cam în fiecare zi. Da. La liceu sunt așa de multe. Exact. Dar se întâmplă așa de multe lucruri. Exact. Și chiar aveam de ce să fac acest cont. Nu e că, mamă, stăteam să mă gândesc cu zilele să creez o idee și așa mai departe. Multe videoclipuri, da, sunt pe tema școlii, facultății acum și prietenilor, BFF-urilor, știi? Da. Multe alte pagini sunt cu teme diverse, ceea ce acum încerc și eu să fac, adică să mă inspir tot din realitate, dar să nu mai fie strict pe școală, pentru că simt că deja am început să dau în cealaltă extremă, nu vreau să fie numai despre școală și să nebunez lumea cu școala. Nu. Suntem nebuniți deja de școală. Da, cred că nu putem să fim mai rând de atât, nu? Să zicem. Hai să mai vedem încă un videoclip cu tine și mai povestim. O să vă prezint o altă dramă a fetelor. După ce mănânci 100 de secole mâncare nesănătoasă, pornind de la fast food, dulciuri și prânzuri luate la 12 noaptea, te gândești. Este timpul să-mi schimb viața. Este timpul să devin o persoană mai bună. Este timpul să încep un detox. Fructe, legume, fructe, legume. Trebuie să slăbesc, trebuie să fiu cea mai tare. Prima zi, te trezești dimineață, wow, detox, cea mai tare perioadă din viața mea. Bei un pahar cu apă și în mintea ta te gândești că bei cola, obișnuiești creierul, știi, gen, ți le duci. Pe la prânz, prietenele tale decid să ieșiți la restaurant. Ce frumos! Adică,
Până în ziua de ieri, când mâncam pizza, paste, cartofi prăjiți, burgeri peste burgeri. Nu ieșim în oraș, nu ieșim în oraș. Și acum când încep detoxul, se găsesc să ieșim în oraș. Mă, dar s-a pus ca de acasă, nu vă mai place, a? Aș vrea și eu o salată grecească. Și simți nevoia să știe toată lumea ce ți-ai comandat. Eu mi-am comandat salată, sunt cea mai tare detox. Asta chiar e realitate. Chiar este realitate, pentru că ni se întâmplă tuturor. Mi se întâmplă mereu. Deci, încerc să țin o dietă și de asta. Și să-i găsesc prietenii, să iasă în oraș numai unde se mănâncă mâncare nesănătoasă. Săptămâna trecută am făcut o emisiune despre alimentație și am vorbit despre chestiile astea. Cel mai greu e să mergi cu prietenii tăi la un restaurant, ei să-și ia fiecare, cum ai zis tu, pizza, paste, cartofi prăjiți, da, un burger, ceva bun, să zic, bun la gust. Și tu să iei o salată, nu merge. Nu merge. Te simți în plus. Normal. Te simți pe lângă. Hai să ne spui, de ce ai ales tu să faci videoclipurile astea și n-ai ales să începi cu altceva? Păi videoclipuri, adică pe ce anume temă? Adică pe ce temă? Asta de un minut, că acum vrei să apuci de vlog și de ai și blogul. Cum de ai început cu asta și nu cu celelalte? Păi fii atent, de exemplu am ales să fac videoclipuri de un minut pentru că, știi cum e, le încerci pe toate. Am încercat să fac videoclipuri și de 2, și de 3, și de 4 și eu, una, nu aș avea răbdare, adică mi-am dat seama, te pui în pielea urmăritorului, știi? Adică eu când mă uit... Dacă eu m-aș uita la așa ceva sau nu. Exact, știi? Eu, după ce termin videoclipul, mă uit la el. O să-l îl postez, dar după trag concluziile pentru mine, știi, și spun, uite, data viitoare nu o să mai fac așa, pentru că dacă nu este o temă foarte interesantă și te lungești 4 minute, devine undeva la plictisitor, știi? Și un minut mi se pare perfect, pentru că nu este nici prea mult, nici prea puțin, nu știu, așa, un fel de balanță. Ce simți când dai click-ul ăla așa să-l postezi, videoclipul nou? Sincer, la început... Aștepți reacțiile imediat? Nu. Uite, deși pare ciudat, mami este cea care îmi monitorizează like-urile, comentariile și share-urile. Mai ales în clasa 12-a, eu postam, deci apăsam pe acel click și ieșeam din aplicație pentru că nu aveam timp și mă uitam la reacțiile videoclipului, eventual înainte să mă pun să dorm. Dar acum dau foarte ușor click. Ce-i drept, când eram mică și postam la început, eram să pun sau să nu pun. Da, e, nici chiar așa, dar na, nu eram sigură, pentru că e acea teamă de începător acum. Nu am nicio chestie, aș posta orice, adică nu, sunt foarte degajată și da. Dar automat te uiți, n-ai cum să zici că nu te uiți, mă uit să văd ce videoclip a prins mai bine, ce nu, ca să știi ce faci, pentru că până la urmă te interesează să îți menții publicul și... Și să le placă oamenilor. Exact, să le placă oamenilor, pentru că de asta am și început, știi, adică degeaba aș face acum, nu știu, un tutorial cum să cureți un morcov, dacă oricum pe nimeni nu o să intereseze, știi? Și nici pe mine nu m-a interesat, adică eu încerc să fac un content la care și eu m-aș uita. Pe principiul ăsta merg. Ai mare dreptate. Adică, da, cred că asta e într-un fel și rețeta succesului tău. Pentru că ai o vârstă... Da, și să știi că ai dreptate, când ai început, pe gânduri, dar asta este. Când ai început, tu, cred că majoritatea adolescenților se uitau la tine pentru că erai tot de vârsta lor, da, le plăcea și aveați aceleași idei. Da, și mă bucur că am crescut cu ei. Mă bucur, chiar mi-am crescut publicul, adică țin minte că eu aveam 15 ani și urmăritorii mei aveau tot 15 ani. Sau poate erau un pic mai mici, acum aveai 16-17 ani și eu acum am 19. Da, practic tu crești împreună cu publicul și este o chestie super tare. Am ajuns la, așa, nu știu, la o concluzie. M-am întâlnit cu un fan care acum este deodată cu mine și îl știu de când aveam 15-16 ani, pe acolo pe la început. Și eram, mamă, ce mici eram, adică și eu și el, știi? Pentru că, na, practic, anii trec. Trec foarte repede. Prea repede. Știu că atunci când ai fost la noi în vară, ne-ai povestit cum era la școală cu profesorii, cu colegii. Da. Când ai venit în București la facultate? Colegii știau cine ești tu sau măi, te-ai recunoscut cineva? 99% știau. Adică cum știau? Uite, pe Denisa Dinu. Da, deci e o poveste foarte amuzantă pentru că într-o săptămână am avut nevoie de niște cursuri și doar am întrebat și am avut 10 caiete de unde puteam să iau cursurile. Și nu mi-a fost greu să mă integrez pentru că atunci când te știe lumea, îți ieși ție ușor să vorbești cu ei altfel, să nu mai te prezinți și să fii așa un pic retras. Oricum eu sunt foarte deschisă, dar na, nici pot să mă duc așa, știi, bună, eu sunt Denisa, am dat și mie cursurile și așa mai departe. Trebuie să te împrietenești cu omul și așa mai departe. Dar chiar nu mi-a fost greu să mă integrez și profesorii sunt mult mai buni.
Am avut parte de profesori cam într-un procent așa de 80-90%, foarte buni și înțelegători și, cum să spun, buni în calitate, adică buni și pentru meseria pe care au, buni și ca oameni. Ai învățat, ai ce învăța de la ei din ambele puncte de vedere, da. Asta mi se pare cel mai important la un profesor. Da, dacă știi prima oară să fii om, părerea mea, cu siguranță știi să fii și un profesor bun. Și părerea mea e aceeași. Da. Mereu mă uit la început când vin un profesor nou sau na, când am ajuns la liceu. Mm-hmm. Prima dată mă uitam la persoana... Ce caracter are. Încerc să-l descifrezi, mm-hmm. Da, exact. Ai zis ceva de un fan. Da. Vrei să ne povestești o experiență amuzantă cu un fan de-al tău sau o fană care a venit la tine să-ți ceară un autograf sau o poză? Mai de obicei o singură persoană nu vine, adică atunci... Vin mai multe? Da, adică de obicei se întâmplă să mă întâlnesc cu un grup, știi, sau două, trei persoane, dar rare ori mi s-a întâmplat să mă întâlnesc cu o atunci persoană. Atunci spune-ne cu un grup. Păi uite, cea mai tare fază, m-a amuzat teribil, eram la Suceava, am mers să o vizitez, să le vizitez pe verișoarele mele și... am fost să vizităm ceva, nu mai știu, un castel în Suceava, nici nu mai știu. Nu știu, Ștefan cel Mare. Ceva, pe acolo. Acolo este și o statuie, dar este o altă cetatea de scaun. Cetate. Trecem peste, nu contează. Și la un moment dat aud niște șușoteli, trecem pe lângă un grup de fete și băieți. Denis Ward. Și când mi-am dat seama că vorbeau despre mine, că... Da, nu mai era alta din Suceava. Și mai eram și acolo. Știi, de multe ori lor le este rușine să-ți spună: hei, bună, tu ești, vrei să faci o poză cu mine, știi? Toată chestia asta. Și le-am spus: hei, le-am salutat eu, pentru că erau foarte simpatice și știu cum e. Adică și eu când întâlnesc persoane pe care le apreciez din mai multe puncte de vedere și poate mi-e rușine să le spun, ei mă abordează și apreciez asta. Și așa am făcut și eu și erau atât de fericite și te bucuri pentru fericirea lor. Și am făcut poze și erau așa dezăpăcite, că era frig afară și făceam poze pe grabă pentru că ele trebuiau să plece cu clasa și a fost o ambuscadă de fete, dar a fost foarte distractiv. Cum te simți când îți zâmbește așa cineva după ce ai făcut o poză cu el? Te încarci cu fericirea lor, serios, adică nu aș fi crezut, dar uite, de multe ori mi s-a întâmplat să am așa o zi moody, o zi liniștită, dar cum să zic așa, mai mofă. Fără chef, exact, știi, dar când întâlnești oameni de genul, pur și simplu, ziua se schimbă, da, fără să vrei. Pentru că atmosfera se schimbă cu totul când vezi că vor să facă poză cu tine și nu numai asta, dar tu chiar observi că lumea apreciază munca pe care o faci, știi? Și mai ales că ei văd un model în tine și te bucuri, pentru că înseamnă că tu ușor, ușor devii un om și mai frumos și până la urmă ăsta e scopul nostru, nu să fim niște oameni frumoși. Mm-hmm. Știi care cred eu că e și rețeta succesului tău? Nu neapărat că faci și videoclipuri astea, dar ești și o persoană bună. Da? Da. Mulțumesc. Mai ales că te duci tu la fetițele alea să faci tu poză cu ele. Da, nu știu. Da. Nu. Vorbind chiar de rețeta succesului, încă stau pe gânduri să... Eu cred că lucrurile astea se leagă. Da, se leagă. Foarte multe lucruri se leagă între ele. Adică nu cred că este un singur lucru, știi, care face toată rețeta. Da. Haideți să ne mai uităm încă la un videoclip. Totul a început într-o dimineață. M-am trezit și aveam foarte multe mesaje pe WhatsApp. Nu știam ce se întâmplă. Majoritatea prietenilor mei au fost afectați de aplicația Snapchat. Erau disperați. Eu am fost traumatizată pentru câteva secunde pentru că am crezut, sincer, că o să fiu și eu afectată. Am intrat repede în aplicație și din fericire era totul ok. Dar ei nu erau. Nu erau. Am pierdut foculețe cu mulți pentru că nu mai știu să folosească aplicația. Și nu am dat vina pe ei, logic, am dat vina pe aia Snapchat. Le-am făcut reclamații spunând că nu vreau foculețele înapoi cu prietenii mei. Și doi, să le dea versiunea anterioară prietenilor mei. Era de ajuns pentru acea zi. Dar a doua zi, când se intru și eu pe Snapchat, în secunda 2 am intrat în depresie. S-a dus. Fenomenul pentru Snapchat. Cine nu știe cine e Snapchat, e o aplicație cu care faci poze, care se șterg după 24 de ore. Se șterg după 24 de ore. Sunt practic poze făcute instant. Le trimiți prietenilor, fie pui să le vadă toată lumea, fie îi trimiți cuiva practic în privat. E o chestie super tare. Ții legătura de obicei cu persoane care, nu știu,
De obicei nu poți să vorbești cu ele zilnic, știi? Nu mai trimis câte o poză. Da, să știi că sunt bine. Snap-ul ăsta s-a schimbat puțin. Cum te-ai simțit? Da. Că eu m-am enervat. Nu mi-a convenit schimbarea lor. Au schimbat niște butoane pe acolo. Butoane? Cred că au schimbat întreaga aplicație. A fost aiurea pentru că... Nu cred că am fost doar noi doi care am suferit din cauza asta. Deloc, deloc, deloc. Până și mami zilele trecute. Că mama are Snapchat. Da, mama are Snapchat. Și spunea, Deni, cum fac acum? Pentru că, na, automat atât mai se obișnuiește pe un anumit format și atunci când se schimbă conținutul aplicației și modul de utilizare, rămâi un pic în pom. Adică până și pentru mine a fost greu să mă acomodez și încă mi-este greu. Adică mi-e dor de vechea versiune, da. Mi se pare mult mai complicată și multe chestii adăugate în plus degeaba. Cum ați început să-ți bagi reclame? Da, exact. Și să încep să vezi Snapchat-uri de la persoane pe care nici nu le-ai în listă și așa mai departe. Și mami mi-a spus că, Deni, nu știu cum să-l folosesc. Și eram, mi-am încercat să-i explic, dar în timp ce explicam, practic îmi explicam și mie, că nici eu nu prea mai știam. Da, s-a schimbat și eram fericită că, deși era, celelalte persoane aveau niște prietene care îmi spunea că, ia uite, mi s-a schimbat, eram, ha! Mulți s-au șters Snapchat-ul. Da, exact, și eram fericită că mie încă nu mi se schimbase. Măi, și chiar s-a întâmplat ca în videoclipul pe care l-am făcut, pentru că asta chiar este inspirat din realitate, m-am trezit următoarea zi, intru pe Snapchat, mamă, și când am văzut cum arată, știam că s-a schimbat Dani, deci eram, mă enervasem pentru că știam că nu o să mă descurc să-l folosesc și te obișnuiești, știi? Nu e ca și cum petreci ore în șir pe Snapchat, dar totuși. Nu, dar te obișnuiești. Timp acolo. Da. Ți-a intrat în mână, gata, aici apăs, fac o poză. Da, exact. Aici mă uit la povești. Cred că și asta e o boală, serios, cred că e o boală. Nu, am avut mai de mult o doamnă psihiatră la emisiune și mi-a spus că da, cine își face mai multe selfie-uri pe zi are o boală. Nu mai știu cum se numește exact, dar... A, de ce bine? Nu am, că eu nu prea fac selfie-uri. Nu, atunci... Bine. E ok, mă bucur. Tot ai zis tu că faci despre școală și lucrurile astea. Și mie mi se pare așa, poate, o formă de revoltă, într-un fel, pentru sistemul de învățământ, pentru anumiți profesori. E adevărat? Mai pe de-o parte ai dreptate. Adică, întotdeauna, în orice domeniu, cred că sunt lucruri de adăugat și de tăiat, adică nimeni nu e perfect, nu? Dar putem să încercăm să fim. Este o revoltă din mai multe puncte de vedere, adică chiar și din punct de vedere al colectivului, adică degeaba nevoităm noi atât de mult de anumiți profesori, de exemplu. Că noi suntem 30 în clasă și jumate dintre ei țipă. Exact, adică trebuie să privim din ambele perspective. Adică eu asta am încercat să fac. Niciodată nu am luat în videoclipuri apărarea unui elev, deși poate asta a apărut, dar eu am avut colegi care făceau mereu gălăgie în clasă și nu-mi convenea și nu este neapărat că dau vina doar pe o parte, dar este o realitate undeva. Dar mai mult este sarcasm. Îmi place să fiu sarcastică. Ironică. Ironică, da. Dar da, este un fel de revoltă, pentru că de multe ori orele nu sunt ținute așa cum trebuie, așteptările sunt mari de la profesori când ei de fapt nu prea își fac treaba, dar sunt și profesori care merită sunt nota 1000. Sunt câțiva profesori care chiar, cum ai zis, da, merită nota 1000. Exact, pentru că și-au început meseria din pasiune și când faci ceva cu pasiune și nu-ți pierde acea pasiune, adică deși ai 50-60 de ani și totuși predai în școală, dar cu aceeași pasiune, elevul simte și iubește materia respectivă. Normal. Profesorul te face să te îndrăgostești de materie. Să știi că e adevărat. Nu credeam asta, dar așa este. 100%. Știi că ai mulți urmăritori pe Facebook și pe Instagram. Cam știi câți ai exact pe Facebook? Măi, hai să mă uit. Ia, mai bine uite-te. Deci pe Instagram știu și sigur. Și eu mă uit acum pe Facebook. Am 128.000 pe Instagram. Știu asta. Pe Facebook 290 și ceva. Uite, pe Facebook 296.594 de persoane apreciază asta. Așa. Și urmăritori ai 303.331. A, da, știu că urmăritorii am mai mulți, am trecut limita. De ce crezi că ai urmăritori mai mulți decât oameni care ți-au dat like? Știi de ce? Zic eu. Ăștia sunt haterii? Nu, niciun caz. E o chestie super faină, de fapt. Am ajuns la concluzia asta în urmă cu ceva timp. Lumea a început să treacă pe Instagram și te obișnuiești cu butonul de urmărește, știi? Nu cu butonul de like. Și acum cum Facebook a cumpărat aplicația Instagram, s-a combinat, pentru că de vreo 2-3 ani, nu știu sigur, nu vreau să zic un timp anume pentru că nu știu sigur, s-a implementat și butonul de urmărește. Adică ai like și urmărește. Like și de multe ori, acum lumea cum este pe Instagram, se obișnuiește să facă la fel, la fel exact, știi? Și dau direct pe urmărește, nu mai dau și like.
Cum te simți când vezi că te urmăresc 300.000 de oameni? Cum să mă simt? Tu, eu te gândești așa că sunt 1.000, dacă ar fi 1.000, în camera asta nu cred că ar încăpea toți. N-ar dar... încăpea, maxim 200, nu, cred că mai mulți, înghesuiți, da, să zicem, 400, așa. Nici nu știu. În da. Fine, dar gândește-te 300.000. Da. Un oraș întreg din România. Da, mă simt, îți dai seama, mă simt mică, să știi, de fapt. Adică, pentru că vezi că, practic, ești un om printre ceilalți 300.000 și... știu că am menționat mai devreme că ai început un blog. Da, da, despre da. Ce e blogul tău, cum de-ai început și spune-ne primul tău blog, despre ce a fost. Primul meu blog a fost despre ai mei eroi, chiar așa se numește și primul articol. Și să ghicesc că sunt părinții? Da, părinții, desigur. Da. Păi blogul a început, cum să spun, pentru că a fost, cum să spun, o țintă pe care o aveam de foarte mult timp. Și deci ți-a dorit asta de mult. De foarte mult timp și de-abia de curând am reușit, pentru că necesită timp. Timpul care ne aleargă. Deci că suntem la un maraton, știi, și nu mai ajungem. Și m-a ajutat un prieten, Alex, să realizez acest lucru. Și am început să postez. Am, cred că, deja 5-6 articole. Asta vreau să zic. Cam câte ai scris până acum? Păi 5-6 pe aici. Și ai scrise care nu sunt publicate sau când le scrii, le postezi? Măi, la început aveam deja scrise și le aveam deja scrise și apoi le publicam. Dar, de exemplu, ieri am postat un nou articol aseară și l-am scris tot aseară. Nu este o regulă de bază. Mai ales că sunt la început, o să încep să mă acomodez. Și postez, încerc să postez săptămânal, pentru că sunt o grămadă de teme pe care le pot atinge. Este un blog divers, am tema de gânduri, unde încerc să nu vorbesc foarte mult, pentru că eu scriu o carte și am impresia că dacă uite, aș asta scrie n-am acolo... Ce carte scrii? Nu trebuie, nu este o surpriză, scriu bine, un roman și promit că oricum, o să încerc să-l public. Te urmărim curând. Pe Facebook, pe Instagram și acum o să și blogul și o să fie și YouTube-ul, sigur o să aflăm. O să fiți la curent. Ideea e că n-am mai reușit să scriu. Să Geană pe canalul tău de da, Facebook. Promit că și o să vă anunț, Instagram. O să vă anunț. Și mai am o temă de top 5, top 5 unde postez anumite, de exemplu, eu am făcut top 5 filme care m-au marcat. Am și despre călătorii. Vă spun și să călătorești? Da, să călătoresc. Vacanță. Da, vacanță. Era un citat în engleză că dacă aș călători pe gratis, nu mai vedea niciodată. Știi? Așa și eu. Da. Foarte tare. Haideți să mai vedem că mai avem un videoclip, că mai avem puțin timp și să vedem și pe asta. Noi, fetele, avem o logică foarte interesantă. Le spunem altora să nu exagereze, dar noi exagerăm. Mi s-a luat pilița de la unghi. O să mor, o să mor. Oribil, oribil. I-a dat like lui aia pe Facebook, mă. E clar. Ăștia deja au ieșit de 5 ori la o întâlnire și își dau like subtil ca să nu pară că sunt împreună, dar de fapt sunt împreună. Nu, prea puțin. Ăștia cred că s-au logodit, dar nu vor să anunțe ca să nu se agite lumea. Felicitări că i-ai dat like. Casă de piatră. Eu intru în depresie. Eu nu am cu ce să mă îmbrac la evenimentul vieții. Oribilă. Asta cum ne-am cumpărat-o? Eu zic să te calmezi. Calmează-te. Hai că asta îmi stă bine. Păi cine încerc să vin? Și cerul plânge cu mine. Place cum ai spus toate chestiile astea. Sunt oarecum adevărate. Nu, deloc nu sunt așa exagerate. Sigur. Mai ales la adică... partea cu îmbrăcămintea. Cred că fetele se regăsesc. Aia cu degețelul, cum și-a... Da, asta cred că este valabil pentru toată lumea. Adică, știi cum e? Oricum, la partea cu îmbrăcămintea s-au regăsit cele mai multe persoane, pentru că așa este, frate. O fată poate să aibă 1.000 de perechi de pantaloni, dau un exemplu, și a tot se duce luni într-un magazin să-și ia o pereche de pantaloni, pentru că ceilalți fie nu-i vin, fie nu-i mai plac, fie vrea să-și ia alții. Adică e o chestie foarte logică pentru noi. Da, nu știu, nu vreau să -mi bat capul cu chestiile astea. Foarte bine, că și până și eu îmi bat capul și sunt fată. Do your thing, știi? Da, corect. Fiecare cu treaba lui. Ai avut fan meeting-uri? Da, am avut. Ai povestit și ne
Cât ai avut? Măi, nu știu, nu mi-am amintit câte am avut. N-am avut foarte fost? Multe. Nu, deci nu, asta zic că nu au fost multe. Nici nu sunt genul să organizez. Ultimul a fost făcut la Suceava, când am fost la verișoarele mele. Te-ai întâlnit atunci cu fetițele acele? Separat. Ok. Acolo m-am întâlnit accidental și ele mi-au dat ideea să facem un fan... De fapt, nu ele mi-au dat un fan meeting. Persoanele care au văzut că sunt în Suceava mi-au dat mesaj să facem un fan meeting, să facem un fan meeting. Și am zis că ok, face. Și apoi, fetele cu care m-am întâlnit atunci la cetate au fost și ele în mall, am întâlnit în mall-ul de acolo și a fost foarte frumos. Permanent, ca să spun așa, am stat o oră, gen pe toată perioada, am stat cu vreo 15-20 de fete. Nu aveai niciun băiat? Nu, dacă mi-am amintesc eu bine, nu. Nu. Băieții, să știi că sunt foarte rușinos la capitolul ăsta, Dani. Știu că sunt. Foarte rușinos. Nici eu n-aș fi mers. Da, știi, pentru că gen te gândești că, mai, ești un băiat între fete. Și a fost foarte interesant, pe lângă faptul că am primit și cadouri de la ei, știi, simți așa, știi, gen, pe parte te simți proști, pe de parte te bucuri, pentru că te simți mai aproape de ei, știi? Și nu discut doar anumite teme, știi? Adică... Vorbeai doar tu sau vorbeai și ei? Vorbeau și ei, mai mult eu, desigur. Ei, le-am spus așa, uite, voi îmi puneți întrebări. Facem și... un Q&A. Exact, facem un Q&A pe față, știi? Și voi îmi puneți întrebări din orice domeniu și eu vă răspund foarte sincer. Adică îmi place să fiu deschisă pentru că și mie mi-ar plăcea să primesc asta de la altcineva, știi? Și până la urmă ceea ce ție nu-ți place, altuia nu-i faci. Și exact, automat nu mi-ar plăcea să fiu așa, să urmez un anumit protocol, să fiu seacă, să zic trei vorbe și asta. Nu, de exemplu, mă întrebau de creme, le ziceam tot ce știam. Și bine și rău, le ziceam tot. Un exemplu. E foarte interesant, pentru că întâlnești persoane noi și te înțelegi bine cu ele. Observ ce persoane minunate sunt în România, știi? Oriunde, de fapt. Chiar sunt niște persoane foarte minunate. Da, și sunt fete care sunt atât de puternice, dar le e frică să apară că sunt puternice. Și eu asta încerc să încurajez. Fetelor, fiți puternice. Și băieți. Și salut. Băieții, dar băieții nu au fost. Salut și băieții cu ocazia asta. Cum te simți când te uiți la tot ce ai realizat? Când vezi așa, te uiți în spate la videoclipuri, la tot ce s-a întâmplat în viața ta de acum 4 ani încoace. Măi, viața mi s-a schimbat radical. Imaginează-ți că de la persoana care nu era deloc cunoscută în liceu și își vedea de treaba ei și... Ai ajuns star. Da, adică am făcut o comparație cum eram în clasa 9 și cum eram în clasa 12, unde mă știa tot liceul, mă știa, știi? Dar niciodată n-am încercat să profit de acest lucru. Dar, cum să spun, am muncit într-o oarecare măsură și, oricum, cum să spun... Hai, talentul ca și talentul, dar se îmbină și cu munca și... Seriozitate. Seriozitate și uite, aici iar o să vorbesc despre Dumnezeu, pentru că, la urmă, Dumnezeu se ocupă de toate, știi? Și dacă nu era să fie, nu era să fie. Îmi place că așa o relație cu Dumnezeu foarte frumoasă. Da, chiar am și mă mândresc cu chestia asta, adică încerc să... Și mă bucur că nu ți-ai implementez în mintea tinerilor că nu este o rușine să spui despre Dumnezeu, știi? Și că nu suntem întâmplători pe lumea asta. Da, exact. Adică, uite, dacă spun pe cuiva că, uite, sunt prietenă cu Dani, gen, te cunosc pe tine, așa, este normal să spui că, uite, eu sunt prietenă și cu Dumnezeu, știi? El este cel mai serios prieten pe care îl poți avea. Foarte frumos ai spus. Ce proiect ai mai pe viitor, în afară de asta pe care le-ai spus? Mai altceva? În afară de YouTube și de carte? Deci, YouTube și carte, nu cred. Mai sunt unele, dar, cum să spun, nu sunt în stare... Nu neapărat, nu sunt în stare sigură. Știi ce spun? Sunt în preproiect. Și, dar, în momentan, o să îmi axez timpul pe care îl am pus la dispoziție, în special pentru YouTube și carte, într-un mod egal. Ok, am înțeles. Denisa, mulțumesc foarte mult că ai fost alături de noi. Revin mereu cu drag. Mă bucur mult. Un mesaj scurt pentru adolescenții care s-au uitat la noi. Dacă un ai, mesaj, un mesaj, să mă gândesc. Măi, mesajul pe care îmi place să mi-l spun și mie, niciodată să nu renunți la ceea ce te face fericit, niciodată să nu îți pierzi încrederea în Dumnezeu, pentru că dacă îți păstrezi încrederea în Dumnezeu, o să ai și încrederea în tine. Și viața este frumoasă, contează pe ce parte te trezești dimineața, cu fața la perete sau cu fața spre fereastră, cum se spune. Trebuie să fim optimiști, pentru că pesimismul de multe ori ne nebunește și ne îndepărtează de tot ce e frumos pe această lume. Cam atât. Să fiți curajoși, să fiți oameni frumoși, cu un caracter frumos și să aspirați numai spre bine. Mulțumim mult de tot, Denisa.
Cu mine în această seară a fost Denisa Dinu, eu sunt Dani Dărvășan, vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi. Ne vedem data viitoare. La revedere!